Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Avem așa. Setul cadou pentru profesoare, Lady Teacher by Claudia Chiru, este un cadou creat pentru profesoarele pretențioase și elegante. Uh-huh. Adevărul că arată bine. Un cadou dedicat cadrelor didactice care sunt mai multe decât profesori. Sunt mentori, susținători și exemple și modele de exigență. Un dar perfect pentru profesoarele organizate, care conține cel mai important și util instrument de care are nevoie orice cadru didactic în activitatea sa. Agenda profesorului! Setul cadou conține așa, fiți atenți. Deci, agenda profesorului, Wonder Teacher. Bravo. După care, deci, vă rog, asta pentru profesoare pretențioase și elegante, care sunt modele de exigență și dă o agendă, după care, ciocolată white chocolate with strawberry champagne, love cocoa. Deci, ciocolată albă cu șampanie de, ce s-a stea, strawberry, căpșune. Și cu cacao de dragoste. Aici... frumos. E ciocolata, nu, e în ordine. Love cocoa. Fiecare, da. Să mergem mai departe. Mini șampanie Blue Nun Gold cu fulgi de foiță de aur 24 de carate. Asta e bun. Plus cutia cadou premium Wonderbox. Deci și cutia intră în preț. Da, mă, că poți să o refolosești. Da. O faci cutie de pungi. Deci pentru profesoarele care sunt exemple și modele de exigență, pretențioase și elegante, șampanie cu fulgi de foiță de aur, mă, băiatule, mă. Aș putea să garantez că mulți profesori își doresc deja cadoul ăsta. Da. Doamna mea, apostol de la geografie, de-abia ea și-a dorit toată viața, săraca, n-a prins. Crezi că n-ar fi vrut niște ciocolată albă cu strawberry champagne? Lasă asta, mă, șampania cu fulgi de foiță de aur. De 24 de carate, adică, mă înțelegi, nu punem... Da, de sărmani, de 18 carate. Punem 24 de carate. Sunt curios cum o să se ducă business-ul ăsta, că trebuie să varieze. Da. Acum doar a lansat chestia asta pe piață. Da. Dar întreb... sunt diferite tipuri de profesori. Da. Mă întreb cum merge, că aurul nu e digerabil, presupun. Cum merge cu foița de aur de 24 de carate cu hârtie igienică roz, de care vorbeam la începutul... Sunt doar fulgi de așa, că sunt fulgi. Fulge așchici. Da, costă 236 de leuți. Bă, e puțin mai pentru săraci. E genant pentru un cadou de lux. Da. O mămică observă oferta și postează pe Facebook. Citesc. Când credeam că le-am văzut pe toate, aflu că un magazin online vinde linia de lux pentru șpagă către profesoare pe care un cadru didactic din România a ales să-și pună numele. Nu mai merge cu simbolic din suflet, bla bla. Trebuie cu foițe de aur, cutie, cadou premium dacă ai profesoare pretențioase și elegante. Cu alte cuvinte, zice această doamnă, restul sunt cam fraiere. Nu sunt doamne care se respectă. Pf, un buchet de flori sau un măr, cum vedem în filme. Bă, nu mai fi săraci. Pe aur și pe premium aici la doamna, da? Pe de altă parte, 236 de lei. Sincer, sunt dezamăgit. Adică, ce exemplu dai tu... pentru un exemplu și model de exigență, cum este în descrierea cadoului, cu doar 236 de lei. Să poate așa ceva. E cadou individual, bănuiesc, nu cred că e de grup. Eu presupun că da. Adică dacă vrei să demonstrezi ceva, plus câte cutii să folosești. Adică, știi, hai să zici, șampania o bei, ciocolata o mănânci, agenda o faci cadou, ce să faci și nu mai folosești agenda în ziua de azi. Dar cutia, nu poți să dai o cutie goală cadou, trebuie să păstrezi. Sunt mai mulți părinți, mai multe cutii. Ce faci cu atâtea cutii? Și asta trebuie să diversifice. Și șampania fiind cu fulgi de aur, normal nu o bei. O pui pe faci, televizor, o pui pe... lângă pește. O pui în bibliotecă, lângă... În milieu. Da. Lângă pește. O mai agiți din când în când să... Da, multe comentarii indignate. Să flutere fulgii de aur. Exact. Cum sunt globulețele alea, știi? Cu... Exact, da. Zăpadă. Și o pui la loc. Ia, uite ce frumos am. Multe comentarii indignate la postarea respectivă, adică sunt atât de indignate că multe din ele nici măcar nu pot fi difuzate, dar și o reacție a Ministerului Educației la cererea publicației Educație Privată. Citez. Iată ce spune Ministerul Educației. În contextul pe care ni l-a semnalat cu privire la acțiunile din social media ale unui cadru didactic care promovează pachetul cadou pentru profesoare. De-am ajuns cum sură, mă. Ministerul Educației își exprimă în termenii cei mai fermi dezacordul față de aceste practici pe care le consideră imorale și nedemne de comportamentul pe care ni-l dorim în rândul profesorilor noștri. Ministerul Educației roagă cadrele didactice și părinții să renunțe la practica achiziționării sau a strângerii de fonduri pentru cadouri. Am încheiat citatul.
Asta este. Și acum să-mi ziceți voi, cine e mai vinovat aici de fapt? Părinții care dau, profesorii care iau, sau antreprenorul care a sesizat o oportunitate, produce și vinde o marfă, care, iată, are în continuare căutare, în ciuda tuturor rugăminților Ministerului Educației? Doamna, dacă se lasă de profesorat, da, și intră în afaceri... Este deja în afaceri, dar dacă se lasă de tot de profesorat... Dacă se lasă de tot, ajunge miliardară, nu milionară. Ideea este genială. Da, zici? Pentru o țară ca România, da, este genial, e prea puțin. Da. Adică îți trebuie măcar între 20 și 40 de oferte diferite ca să poți să... Da, mă, deci nu facem, ei, noi, adică un site... să ajungi la toate nivelurile. Mm-hmm. Dar 236 de lei să fie ăla entry level. Da, 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 evident. Aș merge... Cadouri între... de grup, da, cadouri pentru... 1000 de euro ar fi. Cadouri pentru clase de 20 de elevi, clase de 30 de elevi, de 40 de elevi. Adică să te duci în zona asta. Doamna, merge... doamna este extraordinară. Îți merge mintea la rece. Will you... Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.